A spus că Giordano Bruno a fost primul care a făcut oficial în folosească fărdețe ca instrument al magiei, dar Tantra a învățat asta pe oameni de mii de oameni de mii de ani înainte. Acum este recomandat yoga inclusiv pe mediul gravid în diferite cursuri prenatale. Puteți să ne vorbiți despre acest risc de a intra în contact cu yoga și apoi Tantra? Tantra spune că nu trebuie să ai o descărcare. Eu spun că asta înseamnă să nu te strânesc. Cum îi putem complet combate contrazicția? Care e problema? Nu știu dacă este cazul să facem dialoguri și să contrazicem pe tema asta, pentru că lucrurile sunt foarte simple. Eu am practicat eu înainte de 90, singur, o carte pe care l-a lăsat un prieten plecând în America și am zis să mă fac foarte deștept și cu fundare. Vă trebuie de ani și nu am contat cu nimeni, numai niște asane făceam. Și am avut dureri de cap 2 ani de zile. Bine, nu am lăsat-o pentru asta. Doar trebuie să nu de ani am făcut. Și m-am lăsat pentru că simțeam că se produce o schimbare în modul meu de a gândi. Deci, asanele respective au capacitatea de a modifica modul de a gândi al individului. E un alt tip de gândire care nu este personalistă. Nu mai ești subiect personal. Te depersonalizează cumva. Nu-mi dau seama cum lucrează, dar e clar că lucrează puțin cu energie din organism. Povestea asta cu Tantra și cu nu știu ce, vă dați seama că nu este o chestie pe care să discutăm, că nu are niciun sens. Ce să spun? Giordano Bruno ce făcea? Care este ce a adus el nou? El a teoretizat științific controlul populației prin puterea erotismului. Deci de la el, cu aceasta este o știință și când fac lucrurile acestea, știu foarte bine să vă spun un lucru. La un moment dat, într-o țară din lumea aceasta, în anii 90 ceva, a fost cucerită o localitate, au fost înconjurate oamenii, cum s-a spus, au fost cu ștrecători de elită pe case și sunt următorul lucru. Cine iese din casă este împușcat. În timpul acesta, la televiziune se transmitea numai pornografie, pentru că luase rătăroase și televiziune. Deci ei nu au interesat pur și simplu ca oamenii respectivi să consume pornografie. De ce? Omul care consumă pornografie nu face niciodată revoluție. Nu face revoluție. El nu se iasă în stradă, nu se lupte pentru valori. Nu mai există valori. Deci pornografia este cea mai bună metodă de a disloca, de a submina tot sistemul axiologic uman. La una nu mai îți interesează nimic. Doar satisfacerea acelei dorințe. Și de aceea este folosită. Eu am convingerea că pornografia, vedeți cum este cu învățământul acum, se zice că profesorii trebuie să facă, părinții trebuie să facă cerere ca să... Hai să vă spun o chestie. Acum 5 ani de zile am fost în Senatul României pe tema pornografiei, am cerut numele la 45 de asociații, atât am cerut. Dom'le, pornografia să nu fie default pe obligatoriu, ci să fie la cerere. Cine ce vrea, să ceară. Și ce mi-am primit răspuns? Că nu-i democrație. Deci am zis așa, pornografia este un mesaj care vă demonstrez, aveam studii în spate, distruge moral acest popor, creșterea infracționalității. Pune în pericol sănătatea publică, pune în pericol... Deci e un pericol pentru moralitate, împotriva Constituției. Zic, arătați-mi un argument pentru care pornografia este un mesaj care să aducă un folos acestui popor. Nu, dar nu e democratic să... Și acum ne spune că, de fapt, părinții trebuie să facă cerere. Deci, nici dacă fac cerere, nu mi opresc pornografia. Nu mi opresc, nici la cerere nu mi opresc. Eu am zis la cerere să dea drumul, pentru că nu cred că o instituție guvernamentală ar avea de ce să facă cerere, să aibă... Nu înțeleg de ce o instituție școlară. Și foarte bine, a zis, copiii consumă pe oia de sunt de la școală pornografie. Nu e un secret. Vă spun eu lucrurile se întâmplă. Și au ajuns cămine de copii, 70-80% se practice onania, consumând pornografie de pe oia de sunt școlii. Deci, cunosc cazul, nu este dat publicității, pentru că are și un mare scandal. Părinților habar nu au. Asta se petrece. Deci, e democratic să existe pornografie, acest am liber la pornografie în școală, dar nu este democratic să aibă copilul dreptul la ora de religie în mod automat. Ce părere aveți despre discuție privind ora de religie și ce se încearcă, de fapt, în spatele din frântul comun? Este, de la sine înțeles, că practic se luptă împotriva Bisericii și a lui Dumnezeu. Faptul că au biruit 2-3 indivizi și cât mai important decât o comunitate întreagă în România, a spune toți. Din păcate, vă spun un lucru. O să-i fie început. Se fie început. Dacă continuăm așa,
Dacă noi creștini nu o să, n-o să strigăm mai mult, dacă nu o să fim mai prezenți în societate și cu o viață creștină, nu numai să strigăm, cu o viață și cu o mărturisire. Vedeți un lucru. La noi există tendința asta de a spune, a spune, la ortodoxia le poate pe toată, stai și la televizor, mai poți să-și puțină pornografie, mai la ortodoxia, te spovedești. Fraților, nu numai că nu există progres duhovnicesc, numai că nu există sănătate. Dacă noi am fi sănătoși și duhovnicești, să știți că oamenii ar veni la credință mult mai mulți în jurul nostru. Dar noi nici nu suntem în caz de probleme. În familie creștine, așa zis creștine, sunt probleme foarte mari. Oamenii merg la biserică să spovedesc din joi în Paști, adică în posturi. Credeți-mă, eu vă spun acum facultatea de teologie. Cel care se spovedește doar în posturi, nu prea are treabă cu viața bisericii. Pentru că nu poți să-mi spui mie, să spună cineva că doar în posturi a făcut păcat. Doar până între un post și altul are ținut păcatele. Ce aveți? Aveți un caietel pe care îl notați? Și are 100 de file? Cine stă 100 de file să citească unui preot? Hai să fim serioși, în 4 zile acumulăm păcate. Că vezi pe ăla, te judești pe ăla, că ai trecut prin asta, că ai văzut pe stradă o porcărie, că s-a dus mintea acolo, dacă nu faci altele, mai rele, te cerți cu ăla de negativ și mai departe. Noi nu luăm serios viața creștină. Și asta este o problemă, că nu suntem sănătoși și duhovnicești și din cauza asta creștinismul nu poate spori și să se răspândească în societatea noastră. Și credeți-mă, mai avem puțină vreme în care mai avem libertatea manifestării. Nu sunt mai avem. Pentru că dacă se va legaliza pe studenții homosexuali și va cere cu cele bisericilor să oficieze acest lucru și bisericile se vor împotrivi, o să iasă în zona de pricoană de persecuție. Și lucrul ăsta se urmărește prin treaba asta. Două lucruri urmărește legalizarea homosexualității. Distrugerea familiei și distrugerea bisericii. Când distrugi familia și biserica, s-a terminat cu societatea. Deja nu mai există societate, nu mai există comunități, există doar indivizi. De noi depinde foarte mult. De vreo de fiecare dintre noi. Și eu cred că de la lucrul să trebuie să începem. În primul rând să avem un duhovnic. Duhovnic e mai mult decât un preot pe care la care trebuie să povedești din când în când. E un părinte duhovnicesc. Toată, în sensul favorat teologiei aici. Toată învățătura și tot sensul bisericii, sau sensul așelic al bisericii, este transmiterea învățăturii și a vieții duhovnicești de la părinte la ucenic. Paternitate duhovnicească. Acesta ne trebuie să fie principiul fundamental după care ne orientăm în viață. Să avem un duhovnic și în relația cu el să ne vindecăm de bolile noastre lăuntrice. Și fiți atenți, fiți foarte sinceri, pentru că nu avem timp. Trebuie repede să ne curățim pentru ca să coborâm la un strat mai adânc și până mai mult mai adânc. Avem multe narațiuni pe care le iubim. Și narațiunile acestea sunt narațiuni care ne leagă de lucrurile lumii mai mult decât ne închipuim. Ne leagă de Duhul lumii mai mult decât ne închipuim. Și când cineva vine și spune, păi nu e aia, începeți devenim agresivi. S-a luat de noi. Dar nu de noi s-a luat, s-a luat de o narațiune care e acolo înăuntru nostru și un mecanism ce ne dă dependență și ne leagă de patima respectivă. Și noi nu vrem să ne lăsăm. Că ne spun de multe ori, te vei elibera, dar un singur lucru vrem, să fii sincer, să nu fii viclean. Și se zice, bă, nu, că e viclean. Mi a spus ieri cineva, să dau lucru, iar nu e viclean. Nu e viclean. Dar nu înțelegea ce e azi, că e viclean. Viclean este înăuntru tău să nu certezi, să rugezi patima înăuntru, adică să nu ești hotărât să te lepezi de ea. Zici, mă, mai lasă, cum mai curăț. Bine, asta personal, om care a consumat drogul. Și Domnul Vinci, am fi clenit. M-am gândit, fac lucrul ăsta, că poate așa mai las șansa de a consuma drogul în viitor. Deși eu mă lăsase. Dar mintea subconștientă biruie la un moment dat în divin. Sunt niște mecanisme fantastice. Și până la urmă, demonul s-ar putea ca el să aibă gândul respectiv și omul să-și însușească. Cine se află în spatele acestor ispite, care este scopul lor? Deci este așa de motivați pentru a ne distruge spiritual. Ce spune Obria în 1984? Big Brother. Orwell. Putere. Vor să stăpânească. Dar îmi spunea cineva zi trecută, domne, spuneau pe fușare ăștia, pe fușare sunt aia care trag alțele, că sunt mirați de cât de repede s-a distrus lumea, adică nici ei n-au crezut că metodele astea vor fi atât de eficiente. Și știți că îi înțeleg. Știți de ce? Pentru că e ceva în plus care lucrează. Și acela este demonul. Toate rațiunile spatele tuturor acestor lucruri se află lucrurile acelui rău. Și el are multă experiență și, din păcate, oamenii astăzi îi pun la îndemână toată tehnologia și voința lor. Și uite, noi transmitem unul de la o cameră web, spun mintea la 100.000 de oameni. De la o singură cameră. Sunt 1.000.000 de camere. Nu scapă nimeni. Asta este foarte simplu. În România am înțeles că sunt studenți care practică chestia, câștigă și un ban din camere de lucru. Nu? Și se duc la și le spun că ei n-au păcat, că e doar așa, câștigă și e bine cumva. Înțelegeți? Și
Și nu se poate să te împărtășesc. Că nu se poate, păi n-a făcut niciun păcat. E doar pur și simplu cameră verde. Nu știu cine știe, știe. Cine nu știe, nu mai explic acum că nu e rușine de postul Paști. Care este scopul promovării palmografiei la nivelul unui popor și ne-ar trebui să oprească acest curent de dezumanizare ca de individ. Nu toți sunt pregătiți și informați corect ca să înceapă lupta pentru respingerea acestei maladii în cadrul societății noastre. Eu vă spun sincer, când am văzut că ăștia cu Constituție au scris neconstituțională de aici, m-am hotărât să zicem, soarta cum și noi, dacă e constituțională, transmiterea de pornografie, pentru că avem un precedent. Vom merge pe același mecanism. Să vedem dacă pornografia este constituțională în România, iar religia nu e constituțională. Problema este că nu se găsească... Trebuie să se găsească o sumă de oameni care să-și asume lucrul acesta și cred că se vor găsi, dar să nu fie aceiași. Că de obicei sunt cam aceiași. Cine puteți spune legat de filmul 56 de ori? Vedeți-vă că m-am dus săptămâna trecută la o bancă. Și stând și eu pe un scaun acolo, am văzut o ziar. Mi-e curios în fie. Și deschis și mă uit pe sfârșit și și am văzut ceva în comentarii, în filmul ăsta, că nu știu ce. Nu știu, din ce am înțeles eu acolo, trebuie să fie ceva foarte rău. Ca să-mi spun mai mult. Vă dați seama că lucrurile acestea ce fac? Cum să spun, familiarizează mentalitățile. Deci ne familiarizează cu lucruri care sunt total ale întunericului. Dacă acum 25 de ani spuneam că se va ajunge unde s-a ajuns astăzi, mă strângea drept un om simplu. Țin minte că prin 90 ceva strângeau cei de la SCOR semnături pentru împotriva legalizării cu măsoate și atunci ce avea, dar ce stă și ce fac ăștia? Știți, ca și cu bărbatul, ca și cu femeie. Hai, Doamne, lasă-mă prostiile astea, prin asta la noi. N-a crezut, a plecat de acolo, n-a crezut. Și a dat seama, cum poți să-i scrie omul ăsta, că îi strigi mintea până la urmă. Să gândim, bă, cum e chestia aia. Înțelegeți? Deci, nu numai că s-au obișnuit lumea cu perversiune, s-au obișnuit cu ideea normalității lucrurilor împotriva firii. Și cred că ăsta este semnul începutului sfârșitului lumii. Vă spun, fără, fiind un om optimist și constat anumite fenomene care se petrec. Pentru că în momentul în care răstori la nivelul acesta rânduiala, răstori toate ordinele. Deci am scris o carte și am accentuat mult în efectele de credință a minții umane asupra culturii nihilismului și asta se vede. Aceste lucruri ale homosexualității sunt, aduce totul în negativul lui. Spune Baudrillard o chestie foarte interesantă, că hipersexualitatea conduce la negația sexualității, adică la homosexualitate. Homosexualitatea nu e sexualitate. Chiar nu are legătură cu împlinirea unei dorințe trupești normale. E o negare. Și o negare a umanității. E o negare. E bine, această negare intră ca un fel de virus în mintea omului. Și în momentul în care individul o acceptă, atât, ea ce va face? În primul rând, v-am spus că orice narațiune pătrunde, începe să-și construiască propriile ei relații. Și ce face? Schimbă celelalte narațiuni. Deci schimbă sistemul general de gândire. Deci în momentul în care ai introdus un asemenea virus, riști să schimbi întregul mod de a gândi lumea. De-aia le spun oameni, măi, feriți-vă de lucrurile acestea. Ce ai, domnule, că nu e? Măi, fraților, nu o să-ți funcționeze familia și dar de ce nu funcționează familia? Nu o să se lege, nu o să poți face în viața ta ceea ce vrei să faci, pentru că mintea ta a întors rațiunile invers. Știți? Am acceptat mult și nu știu dacă e momentul, dar vă spune lucrul următor. Credul se construiește pe o anumită ordine rațională. Există o anumită raționalitate în ceea ce face omul de când e mic și copilul are sentimentul acesta că există o rațiune în lume. Totul aia este rațional. Știți care este prima conștiință a copilului la naștere? Ce conștientizează primul? El nu conștientizează faptul că este, ci conștientizează faptul că există mamă. Deci experiența alterității, experiența celuilalt este primară, o precede pe experiența propriului tău simt. Este o chestie extraordinară. Deci simte că există mama, este conștient că există dragoste. Fundamentul atașamentului, care este cea mai importantă structură de care se depinde întreaga noastră existență, este pe ce? Basic trust.
o încredere de bază. Deci vine cu o încredere de bază, o încredere că mama îl iubește, o încredere că lumea e bună, o încredere că, că viața lui va fi frumoasă. În momentul în care el primește șutul din fund constant de la mama, de la lume, se instalează sentimentul de neîncredere. Sentimentul ăsta de neîncredere, dacă intră în om în parcursul primilor 2 ani de viață, foarte greu te părăsește. Și ajunge omul matur, se căsătorește și el nu crede că l-altul iubește și devine anxios. Nu crede că lumea e bună și este permanent în poziția de a se apăra. Deci nu-l atacă nimeni, dar are sentimentul permanent că este atacat. Deci fundamental este această dezvoltare și nu reprimare a încrederii. Deci el vede că este, lumea are logică, vede că există încredere, că există dragoste, armonie între părinți. Astea sunt baze pe care se construiesc relațiile neuronale. Când copilul are aceste baze, creierul triplează în greutate în 3 ani de zile. Și crește până la 21 de ani și dezvoltă foarte multe conexiuni și un creier puternic, un om care poate mult. Dacă el îi se contestă aceste, se taie aceste certitudini, nu se mai susține pe nimic. Și vedem că apare în creierul copilului care n-a avut parte de afecțiune și îngrijire, apar atrofii, zone întunecate. Creierul este până la 20-30% mai ușor. În sensul că nu a creat conexiune, pentru că greutatea creierului nu dau numărul de neuroni, ci numărul de conexiuni. Masa neuronală, masa aceea crește prin numărul de conexiuni. Nu s-au făcut conexiuni suficiente. Pentru că el n-a avut deschiderea către lume. Și așa mai departe. Deci este foarte importantă axiologia, adevărul. Deci eu mă spăimânt când văd că pe internet oamenii intră și se așteaptă acolo să găsească toate adevărurile. Pentru că pe internet orice minciune poate să aibă valoare de adevăr. Și internetul și ce-a făcut. Principalul efect al internetului în lumea contemporană este distrugerea încrederii în adevăr. Și a relației axiologice a omului cu adevărul. Adevărul e fundamental din viața lui. Când orice este adevărat, nimic nu mai e adevărat. Eu le spun la oameni, nu vă lăsați copiii la Discovery. E o lume interesantă, dar de ce zic? Pentru că acolo văd că există și extraterestri, și Buddha, și Isus, tot e democratic. Și, și lucrurile acestea nu pot funcționa împreună, sunt contradictorii. Și asta sublinează convingerea faptului că există un adevăr. Există un adevăr, este o autoritate. Și nu se mai meargă nimic în viața acelui om. Oamenii nu prea înțeleg lucrurile acestea și, din păcate, iată unde am ajuns. Avem o nouă generație cu care, din păcate, nu să ne mai putem înțelege. Pentru că ei nici măcar parte de adevăr nu au avut. În momentul în care văd filmul acesta, 50 și 2000, nu știu ce este, dar știu că e ceva urât. Este ceva cu, nu știu, perversiuni, lanțuri, cam vedeam și chestia aia cu urmă. Deci nu știu să reconunț. Vă dați seama că el, dacă coboară de acolo, până unde se va duce? Cu omul știți cum? Zice, bă, nu ajung până acolo, dar mă apropii și eu. Deci limitele, spunea cineva care a studiat pornografia, tot pentru a face program educațional, mi-a zis, pornografia de acum, din anii 70, acum este mesaj și erotic blând. Pornografia de astăzi, știți că a început să scadă consumul de pornografie la nivel mondial, de ce? Nu mai au ce să pună nou. Deci au ajuns la o limită a imaginației. Tot ceea ce se putea pune au pus. Acum încearcă noi forme. Știți care sunt noile forme? Coborârea vârstei copilului. Asta este. Sau violența reală. Intră o fată într-o înălșire pornografică și se spune așa. S-ar putea să ai parte și niște cele mai violente, se minează că ți le asum. Și ea nu știe ce urmează. Și e bătută până la sânge, acolo. E real. Nu este teatru. E real, pur și simplu. Deci mi-a spus o persoană care a studiat efectiv și sunt date, nu sunt secrete. Deci se încearcă atingerea și atunci mi-a spus, unde mai poate să ajungă? Unde mai poate să ajungă? Dincolo de orice fel de limită. Dar n-am vorbit, mai aveam dat fața aia. A spus la un moment dat că scopul de la se trupește de procreierea. Este singurul, puteți detalia și eventual specifică, eventual o bibliografie. În cartea Pornografia Malaria secolului 21 am multe cărcitate. Ce se întâmplă? Se pare că pentru femeie, cel puțin, relația trupească nu este ca pentru bărbat. Pentru ea poate să fie și o confirmare a relației afective. Vă spun de ce. Am găsit două tipuri de studii. Știți că Freud lansase ideea că bolile neurologice, isteria la femeie, se datorează lipsei sau nerealizării libidoului. Și atunci
Psihiatrul de atunci până astăzi tot recomandă libidorul. Fără să se facă, vadă nimeni statisticile. Și fără să cerceteze nimeni studiile. Eu am stat de vorbă cu fete cu depresie profundă, care au fost trimise de mai mulți psihiatri constant la bărbați. Și atât am mers la bărbați că aveau o depresie în așa măsură încât nici nu mai funcționa fiziologic. Gândirea, vorbirea, afectase major, deci produce modificări somatice grave. De bine, legat de depresie, să știți că relațiile în afara căsătoriei cresc rata de depresie de 3 ori, rata de sinucidere de 5 ori la femei și de 7 ori la bărbați. Asta statistici. Nu spune nimeni lucrul acesta. Ce am constatat? Că într-un studiu, cu cât consumau alcool mai mult, fetele se simțeau mai satisfăcute de trupește, în urma relației. Erau fetele căsătorite, că se face în general cu fetele de colegiu. De ce? Pentru că, indiferent cum ar fi femeia, relația trupească în afara căsătoriei îi aduce un prejudiciu sufletesc. Îi dă o stare de tensiune. O stare de tensiune destul de mare, cu care ea se minte, cu consumând alcool. Alcoolul ce face? Produce așa zisa miopie alcoolică, în sensul că te concentrezi atât de mult pe miopie alcoolică, ce înseamnă? Noi, în mod normal, prelucrăm 100 de stimuli. 50 interior, 50 exterior, să spunem. Deci 50 vin din gânduri, 50 vin din stimuli exterior. Dacă consum alcool, prelucrezi doar 15. Care vor fi? Cei mai puternici. Deci dacă eu sunt într-o relație trupească și cei exterior sunt foarte puternici, senzațiile, interiorul vor fi trecuți cu vederea. Se numește miopie alcoolică, adică dilată ceea ce este cel mai puternic ca senzație pe moment. Și alcoolul are capacitatea aceasta de a produce un fel de anestezie. Și atunci, când fetele acestea consumau alcool, ele se simțeau mult mai satisfăcute. De ce? Conștiința nu le mai ardea, nu le mai turbura deloc. Absolut orice femeie, în afara relației, în care relația asumată, în căsătorie și mai departe, are o stare de tensiune pe care, de multe ori, din cauza că mintea, softul care este implementat de cultura de consum în mintea și cultura de mintea este, nu, domnule, așa este, ok, până la 30 de ani, după aceea faci copii și nu știu ce, și ea zice, da, gata, o fac. Și în timp, ceva se întâmplă. O psihiatră americană spunea, vin la mână cu probleme de digestie, probleme de metabolism. Și le întreb, da, viața ta intimă, cum? Una de răspunsul ăsta. Nu mă simt puțin așa, nu prea sunt eu mulțumită. Că prietenul care mi-a cerut, i-am dat tot ce mi-a cerut el, să el mi-a zis că încă nu e hotărât dacă să ieșim pe stradă împreună. Nu să se căsătorească, să iasă pe stradă împreună, adică să fie prieten cu ea. Deci, ea accepta că are dreptul lui. Asta este mentalitatea. Ea accepta că are dreptul lui. Dar în același timp, e accepta mental, pentru că așa e softul. Vorba unui cercetător, dom'le, cum au reușit cu tehnologiile astea psihosociale să le determine pe femeie să creadă că cel mai minunat lucru în viață este din nou curvă. Pentru că înainte așa se numea, spuneau la curve, la prostituate. Uitați-mă. Dacă e așa, acum asta nu, dom'le, asta se numește mod de viață. Știți cum le întreabă în studiile acestea, cultura făcută. Le întreabă și te-ai îndrăgostit? Așa. Este o rușine să te îndrăgostești. A ajuns o rușine în mediile acestea universitare și colegiale din America și va ajunge și la noi, nu știu dacă nu a ajuns, să te îndrăgostești. De ce? Pentru că dragostea înseamnă implicare emoțională, iar eu nu mai sunt dispusă să fiu rănită. Pentru că eu nu mai dispusă să-și facă familie, i-am dat să fac copii după 30 de ani, pentru care de voie de carieră, așa a fost mințită, și atunci a spune, nu, eu nu mă țin, nu mă mai țin și după 30 de ani. Și atunci nu mai se implică deloc emoțional. Face absolut orice, fără implicare emoțională, deci fără dragoste. În același timp, ce vă spuneam mai devreme, sentimentul lor de stimă, stima de sine scade, de aceea crește rata iertații mai ales bietelor, pentru că fete care au trecut prin foarte mulți bărbați și au o stimă de sine foarte redusă, se simt ca niște conserve și pentru că se simt ca niște conserve aruncate, la un moment dat nu mai suportă. Se simt traumatizată în relația cu bărbatul și ajung la o femeie care va fi traumatizată. Se bate, scot ochii, cazul lesbienii au cea mai mare rată de violență domestică. Dar nu pot trase. Nu mai au sentimentul ăla că sunt folosite. Că, într-adevăr, sunt folosite. Sunt folosite. Deci, asta este un motiv. Și alt motiv, am făcut o statistică pe satisfacția sexuală la femei. Și am constatat că cele mai satisfăcute erau femeile căsătorite și religioase. Urmau femeile căsătorite și la urmă erau femeile care au concubinaj. Deși în studii am văzut că femeile care aveau concubinaj aveau cea mai mare rată de relații trupești săptămânale, cea mai mare știu ce. Dar aia nu le făceau satisfăcut. Pentru că satisfacerea trupească este, are un fundament, un fapt psihologic.
care se bazează pe ce? Pe starea de asumare, pe relație de lungă durată, relație asumată, știi că ăla este bărbatul ei, știi, și așa este o stare de liniște și pe sentimentul ăla, pe platoul ăla, femeia se simte împlinită. Deci nu relația în sine este cea care generează satisfacție, ci starea psihologică a femeii, în mod cert. De aceea, în momentul în care practica de asemănătoare căsătoriei trece foarte murată depresie. Foarte, foarte murată depresie. Pe vremea lui Freud erau, să zic, câteva procente, astea sunt peste 26% din populație suferă de depresie, mai ales la femeie. Și realitatea este că asta este un... Deci, relația trupească poate să fie o confirmare a acestei relații sufletești. Poate să fie și așa ceva. Deci să n-aibă funcție doar în procreere. Dar dacă ai exclus procreerea, ai căzut într-o altă capcană. Pentru că atunci când o faci, indiferent de ce o faci, în relația de familie, există posibilitatea de a veni un copil. Și atunci relația respectivă nu este ilicită, nu este condamnabilă. Însă, în momentul în care tu o faci și limitezi posibilitatea de a veni un copil, dintr-o dată tu ai introdus un element depersonalizator în relația între tine și celălalt. În sensul că ai depersonalizat. Ea devine un mijloc de satisfacere a proprietarii plăcerii. Fără asumare, fără o jertfă, fără o responsabilitate. Și în timp poate să lucreze ruptura celor doi. E o problemă foarte interesantă asta cu avortul și contracepția. Și vă spun acum pentru că toți suntem presați de ideea asta de educație sexuală. Și știți că avortul și contracepția au fost introduse în anii 70 pentru ca să salveze cinci copii tineri, să nu mai se nască copii nedoriți. Adică, domne, a venit un copil, dacă e nedorit, va rămâne fără părinți și va trăi prost. Așa că dacă vine și nu e dorit, îl avortezi. Sau dacă nu dorești copii, folosești contracepție. Da? Sună logic. Constatarea care este? De la 2-3% copii nedoriți, în anii 70, când a apărut contracepția și avortul, s-a ajuns la 39% copii nedoriți astăzi în Statele Unite. 38%. De la 2-3. În următorii au început să apară tot mai mulți copii nedoriți. Explicația pe care o găsim în revistele, într-o revistă ale Federal Reserve. Care e cineva în sală care mi-a furnizat materialul, la un moment dat începusem cercetarea direcției asta. Și nu cred că aș fi dat de el. Mai ales într-o revistă Federal Reserve să găsești asemenea explicație. El ce spune acolo? Că până să apară contracepția și avortul, exista o convenție între cei care intrau în relația aceasta procască, soț, bărbat și femeie. Convenția aceea era că dacă vine un copil, te vom căsători. Era un fel de contract premarital subînțeles. Și dacă bărbatul nu făcea lucrul acesta, familia avea dreptul să-l oblige. Chiar în pușcândul. În America se numea așa gat mariaj. Deci mariajul cu pușca la cap. Pușca la tâmpă. Și singur, nu ajungeau până acolo, poate doar în cazuri extraordinare, exemplare pentru comunitate. Însă bărbatul se simțea responsabil. Și știa că oricum nu se poate altfel și atunci copilul, chiar dacă apărea, și de unde vă își dau seama, pentru că la naștere, după nașterea, căsătoriile erau la 6-7 luni de la concepție. Deci și atunci își dau seama că erau copii practic nedoriți, cum ar fi și creștea foarte mult, era o statistică mare, o creștere mare pe căsătorii la anumită distanță de concepție, adică năștea copilul imediat. Au făcut sunt studii făcute pe temele astea. E bine, în momentul în care introduce contracepția și avortul, se produce o modificare în mentalitate. În sensul că copilul, bărbatul nu se mai simte obligat să ia femeie. De ce? Spune, păi, poți să-l abortezi. Femeia are dreptul să aborteze, pentru că toată lucrarea feminismului spune așa, eu am dreptul la propriul meu. Și bărbații spun, păi, stai de așa. Tu ai dreptul la propriul tău și ești obligat să te iau pe tine dacă tu vrei să-l lași copilul. Păi dacă ai dreptul, folosește pe dreptul acesta și dacă vrei să ții copilul, ține. Dar nu ești obligat să te iau, și eu am dreptul să te iau sau să nu te iau. Deci au schimbat raporturile de negociere, ce este un lucru fundamental. Pe mine a fost pusă la zi. Și de asta așa. Eu vreau să văd dacă nu știu ce. Să mă pot cu tine într-un context. Dacă nu vrei, nu vreau alta. Pentru că e alta deșteaptă și atunci femeia ce spune? Mă? Se duce pentru că alta folosește contraceptive, abortive, abortează și până la urmă se va duce dacă rămâne cu ea. Poate nu știu.
Și atunci ea pleacă de la un compromis. De când era un compromis, de cele mai multe ori nu ține. Și așa s-a apărut concubinajul, așa au apărut copiii nedoriți și s-au răspândit copiii nedoriți. Deci a avut o simplă schemă, o simplă inginerie psihosocială de legiferare. Prin legiferarea aceasta au început pur și simplu și spuneau că sunt avortul tot mai pentru că nu este contracepție. Nu, unde? Au crescut la milioane avorturile. De la câteva zeci de mii, care au fost mii, au crescut la milioane, imediat. Acum, legalizarea căsătoriei între homosexuale va face la același lucru. Schimbă raporturile contractului prenupțial. În sensul că dacă atunci femeia îi zicea, bărbatul zicea femeie, știi care e treaba? Eu nu sunt obligat să te iau dacă rămân însărcinat. Acum, bărbatul se spune femeie, știi care e treaba? Eu nu sunt obligat dacă mă păstoresc cu tine să mă cul doar cu tine. Și vezi femeie pe de ce? Pentru că în contractele subînțelese în relațiile dintre acești homosexuali, ei nu sunt obligați să-și mențină fidelitatea. Le există monogamie. Și dacă nu vom introduce o instituție non-monogamică în spațiul monogamiei, automat insușirile se vor comunica. Nu în sensul că ei vor deveni monogami, că nu acum, ci în sensul că non-monogamia va fi extinsă prin materia la nivelul întregii societăți. O spun în carte, am dat citatul, n-am nici cartea la mine, o spun în carte și homosexuală, spun și cercetătorii. Se va schimba contractele și atunci femeia va fi obligată să accepte, cum acceptă astăzi, să aibă relații cu bărbat, că și nu este sigură că se va căsători cu ea. Va fi obligată să se căsătorească, deși el este început, că știi care e treaba? S-ar putea să învețe și pe altcineva, să mai trece cu femeie. Dar voi rămâne fidel familiei și idealurilor familiei și mai departe. Nici nu dăm seama care sunt efectele în societate pe termen lung acestor transformări. Și vom fi loviți toți, să nu creadă cineva că nu va fi lor. Toți. Pentru că mentalitățile se transmit în societate cu viteza luminii, de la om la om, fără discuție. Și vei vedea mâine bătrânele care spun, vai dragă ce proastă am fost. Toată viața mea l-am ținut pe jeepul lângă mine, să nu se mai ducă, că dacă se ducea și el la altă femeie, poate că era mai liniștit. N-ai văzut ce zic acum cercetătorii? Că de-aia sunt bărbați nervoși. Lasă-l, domnule, să se mai ducă. Așa a văzut ea la televizor, în telenovele, așa a văzut în dezbatele alea, în talk show-uri. Și asta e capul ei. Ai văzut, dragă, alte vremuri, oamenii acum creștesc, mai sunt cum eram noi pe vremuri. Credeți că glumesc? Nu glumesc. Acum câte ceva vreme îmi spunea un prieten că bunii mătușa lui crede că e foarte bine să fie, să și căsătorească, să fieze și copii homosexuale, că decât să nu aibă părinți, mai bine să aibă niște părinți care îi iubesc. 60 ceva de ani. Păi, ce, eu am auzit asta înainte? Nu, era înainte să mă apuc de carte. Am zis, mă, frate, trebuie să mă apuc să scriu o carte pe tema asta, care nu-i lumea. Pentru poligamie, mai mult. Mi se pare că în Danemarca, săptămâna asta, sau în Sfântul, a cerut un niște cercetător să introducă pornografia ca predată în școală, cu motivul că dacă o predai la școală, o să investi pe copii să facă diferența între mesajul pornografic și viața sexuală reală. V-ați gândit la asta? Azi am primit mesaj. Să mai zic un studiu. În 1990, un studiu făcut în Anglia arăta că până în 4% din femei avusese relații trupești cu persoane de același sex și bărbați. În 2000, 10% din femei declarau că au avut relații cu persoane de același sex. În 2010, 16% au declarat că au avut relații. Și acum autorul articolului spunea că în 2020, 20% ar fi procentul de femei care sunt. Asta înseamnă că la fiecare 10 ani crește cu 6%. Vă spun ceva lucrul ăsta? Oare s-au născut așa ele, genetic? Știți ce studiu se promova săptămâna trecută pe Fotos? Spuneau așa, că de fapt nu există bărbați și femei. Dar e un studiu. Că celule de bărbați sunt și femei și femei și de bărbați și că până la urmă e o problemă de. Deci era un studiu cam asta, bine, știința din spate, știința de la aranjată laborator, care se demonstrează orice. Și cum a aflat de studiul ăsta? Unii prieteni i-a trimis cunoștința ei. Ei i-a trimis studiu, uite, domne, că de fapt avem dreptate, că noi așa l-am născut. Și ce să-i răspundă ăsta?
Și mă uitam pe studiu. Într-adevăr, femeile, în trupul femeilor sunt multe celule de bărbați. Cu XY, dar de unde? Din relația de pește. Deci femeia care are relații trupească cu bărbat ajunge nu știu cum. Se presupune că rămânând însărcinată, chiar dacă n-a născut copilul, din placentă, prin placentă sau din embrion au trecut celulele în sânge, iar celulele au o chestie. Se duc exact în organele unde are nevoie femeia de a fi înlocuită celulele. Și înlocuiesc propriile sale celule. Deci o femeie, cât are mai multe nașteri, cu atât are factori de sănătate mult mai... Pentru că ea știe. Au găsit identificat unei femei care avea ciroză, au găsit 5-6 ani, au fost să mai mulți bărbați. Și au găsit mai multe tipuri de celule. Deci la fiecare copil, celulele se duceau și înlocuiau celulele bolnave din organismul femeii. Dar asta nu înseamnă că femeia aceea e bărbat. Deci, celulele ei sunt terminamente XX cromosom. Că vedeți, așa a făcut Dumnezeu. Probabil că Dumnezeu ne-a creat, s-a gândit, o să vină o vreme când ăștia o să nebunească. Și o să zică că, de fapt, sunt la fel. Nu o să se mai uite cum arată. O să zică, nu, domnule, nu contează cum arăți și cum funcționezi. E la fel. Și a pus în femeie doi cromosomi XX și bărbatul un XY. Doi cromosomi, unul XY, unul XY. Și atunci am zis, măi, tată, ce ești, XX sau XY? Nu mai pot să mai convinge astăzi toate argumente. Eu am ajuns să-i întreb așa. Și vin cu probleme de identitate de gen. Tine. Și întreb, bun, dar hormonal cum ești? Care e nivelul de estrogen? E mai mare decât testosteronul sau destul de mai mare? Și am văzut că săptămâna trecută avea nivele de estrogen bune, nivel de estrogen perfect, forme feminine, de aia se crea vorba pe ea. Ce se numește asta? Infecție fantasmatică. A fost infestată de mică. Și de-a lungul timpului, majoritatea psihologilor mari din țara asta la care a fost mama ei, au spus că de fapt este băiat de fapt. Și acum, la vârsta pe care o are, este condamnată de acești doctori minunați să-și taie sânii ca să se șlefuiască să devină cu adevărat bărbat. Și credeți, a fost săptămâna trecută într-un colectiv, deci nu este o chestie spusă personal, a fost mai multă lume prezentă acolo, cel puțin 30 de oameni, pe care au psihologi. Lucrul acesta se întâmplă în România, nu în America și în alte parte. Deci revin la întrebarea anterioară. Haideți să ne că să mai zic întrebări. Atunci când faci la urmă cu femeia ta, imaginea aceea nu se rămâne în suflet asemenea tot filmului porno? Nu! Păi ce faci? O iei și o pui să joace filme în fața ta? Deci e cu totul altceva. Eu nu știu, dar nu are niciun primul nimic. Efectul imaginii, video, este altul decât efectul omului în fața ta. Dar e o problemă. În fața unui om, se resimți rușinea. Că e soț, că e soție, că e persoană străină. Există o minimă rușine. Prin 93 am fost în străinătate cu un grup de tine. Eram 5, 4 băieți și 5 fete. Și mergând prin Frâninga, la o întâlnire de asta a studenților, noapte, seara, pe la 90, am intrat pe străduță, femei goale, într-o parte și intrat în vitrină. De atunci am face, nu mai cred în drepturile omului. Nu cred. Nu a căpăt în mintea mea cum nu poate fi pus ca la grădina zoologică. Care era senzația lor? Pur și simplu făceau, țipau, urlau și unul fetiță la un capăt, că erau dezbrăcate țara acelea. Nu ar fi intrat în pământ. Dacă ar fi avut pozia să apese pe un buton, ar fi intrat în pământ de rușine. Credeți că lor era rușine așa, în general, de aia care spun de consumatori? Nu. Care era problema lor? Noi eram pur și simplu șocați, eram în altă lume și pe fața noastră se vedea cât de rușine era nouă de rușine lor. Și atunci ele nu suportau psihologic starea de rușine. Cele care erau mai răite, urlau, mai aveau manifestări violente, iar aia care era franca din răsărită, se vedea că avea altă fizionomie, săraca nu mai putea de rușine, murea. În genere, rușinea funcționează când vezi un fum în fața ta și nu poți să faci fel ca și pe imagine. De aceea oamenii ajung să exerseze cu chestiile alea pornografice, prin proiecții, te proiectezi, prin identificare și prin empatizare cu torționarul, ajung să exerseze lucrurile respective pe care pe urmă în viața de transport, pentru că nu mai tratează ca pe un om pe la din viață. Încă o dată, tu nu mai percep ca pe om. Am încercat să vă explic că se produc niște modificări în percepție. Și asta e cel mai grav. Vii acasă și pe soție nu mai poți percepe, indiferent ce îi face. Dacă consum, nu mai poți, foarte greu. O percepi ca pe o masă de carne pe care tu o folosești, ca pe un sac, dar tu pui în rolurile din mintea ta. Tu joci un rol cu fantasmele tale.
Ce puteți spune despre energia genezică? Nu o pot spune nimic, nu mă duce. Este adevărat că problemele necurăției apar din plântece, necurăția în timpul zașului. Ce vă pot spune este că există deja foarte multe studii, eu am vreo 25 acasă, 30, care arată că viața intrauterină este foarte importantă pentru existența și sănătatea copilului. În sensul că anumite traume pe care le are mama când are plântecele în copilul în plântece, pot conduce de la probleme cognitive la copilul ce se naște, până la schizofrenie, mai târziu în viață, autism, până la diabet și probleme cardiovasculare. Deci depind foarte multe lucruri și de-aia insist pe femei în perioada în care au plânt copilul în plântece să nu se streseze mult. Stresurile mari, stresurile traumatice, certurile, sentimentul de părăsire, revolta față de sarcină, poate afecta sarcină. Și o afectează și copilul, se va da și toată viața la echilibru. Că stările acestea de excitație ale mamei pot să facă ducă ceva în creierul copilului, este foarte probabil. Gândiți-vă că o stare de excitație produce la nivele foarte mari, crește de 10-20 de ori nivelul de neurotransmisători și de hormoni. Nu se poate ca valul ăla de excitație să nu ajungă, să nu treacă de placentă, să nu ajungă în copil și copilul să nu simtă. Pe copilul simte și vocea mamei, simte stările ei. Cum să nu simtă o stare de excitație tipul acesta? Îmi spunea o psihiatră că sunt foarte mulți copii astăzi care ajung la doctor cu masturbare cronică, ceea ce nu se întâmplă la 15-20 de ani. Deci, domnule, nu exista, eu sunt doctor de două decenii prin, nu exista așa ceva. Și acum sunt. Și copiii ăștia n-au văzut, mulți dintre ei n-au văzut pornografie. Nu știu. Iarăși când lucram la familia ortodoxă, ne-a spus cineva din Timișoara că aveau doi copii mici, 4 ani, și toată ziua erau unul peste celălalt, bea și fată. Și pe ei punea pe gânduri. Și s-au gândit și-au descoperit niște păcate vechi pe care le-au spovedit și din clipa respectivă copiii n-au mai făcut lucruri respective. Nu știm care sunt. Dar în mod cert, o stare de necurăție poate să ducă la o înclinare. Nu la păcat, copilul nu se naște cu păcat, asta e erezie. El se naște cu înclinare, el se naște cu o suferință. Moștenește efectele păcatului, nu păcatul în sine, nu părinte. Că mulți zice, asta e blestemat, așa, nu, moștenește efectele. Din păcate, asta este, dar asta înseamnă că nu trebuie să ne luptăm, indiferent cum am fi. Ce părere aveți ca psiholog de vindecarea prin hipnoză, terapia, telehipnoză, prin sugestionarea pozitivă în cazul de astăzi, căsătorie copii, a deviațiilor sexuale și a apărute ca influențe ale magiei sexuale prin mass media sau răștorie gen Giordanov. Nu cred în hipnoză. Vă spun de ce. Tot ce înseamnă proces hipnotic înseamnă deschidere a forțelor subconștientului. Se știe, de exemplu, că persoane care sunt hipnotizate odată de 2-3 ori devin ușor hipnotizabile, adică ușor sugestionabile. Vi se pare firesc ca o persoană să fie expusă. Deci devine expusă unor influențe străine. Așa a făcut Dumnezeu, că noi nu putem avea acces la subconștient, că dacă am avea, ar fi haos în mintea noastră. E bine, în momentul în care aceste porți se deschid, de acolo nu vin numai amintirile trecute, care pot reveni în subconștient, ci vin și influențe demonice. Pentru că eu tot am studiat problema asta. Am studiat-o pe... și în anii 70 se făceau studii pe LSD și... Stanislav Grof făcea lucrul acesta, doctor. Era legală treaba. La un moment dat, când a fost interesat, era continuat să facă. Și începea să povestească despre ce au văzut ei, viețe anterioare, nu știu ce. Deci, majoritatea hipnoterapeuților sunt conectați ușor, ușor la mai puțin sau mai mult, la reîncarnare. De ce? Ei intră cu un contact cu o lume foarte stranie, de realități, de fantasme. În spatele acolo apar foarte bine, cum simți părinții să fie de mult. Oricum, noi, în biserică, nu permitem stăpânirea altei persoane. Orice om care stăpânește pe celălalt este într-o rândă demonică. Nu putem să permitem, să acceptăm ca un om să fie posedat hipnotic de altcineva. Pentru că te lipsește de libertatea persoanei și persoana și libertatea personală este unul din cele mai importante, să zicem, calități sau daruri pe care le-a dat Dumnezeu omului. Dar nu ai nevoie ca să practici și hipnoza ca să te poți vindeca de asta. Vorba aceea. Scap un drag și ai domnul și mai mare.
Cred că tot calea bisericii este calea reală, dar asta cu hipnoza e foarte periculoasă. Eu nu sunt în deloc la departe. Am studiat, am și hipnotizat pe cineva. Eram profesor la școală și glumeau directoarele pe acolo. Hai, domnule, eram singurul bărbat. Și știți cum, în mijlocul unor femei și o tânără, așa, hipnotizați-o pe doamna la o petrecere, hipnotizați-o pe doamna cu tare. Hai, domnule, lăsați-mă, hai, domnule, hipnotizați-o. Bine, zic, hai să le fac o plagă bună, mă. Și s-a așezat aia, lasă și-o zic, dă-ți mă mâna, și-a lăsat-o jos și-a adormit aia. Au început să o iau, o împingeau. Ce faci? Ziceți să zică ceva. Îi zic, hai să te bunim. Dintr-o glumă, își bagă dracu coada foarte serios. Nu știu cum a fost, ce a fost exact, dar nu este în ordine. Nu este în ordine. Treaba cu hipnoza, vă spun, nu recomand din urmă. S-ar putea să vă stricați mai rău la cap. De la ce apar picurile nervoase? Din multe cauze. Cred că ați mai multe din cauza tensiunii nervoase. Din stres. Poate să apară și niște deficite organice. Cum dispar. Nu știu, nu sunt pricep la lucrul ăsta. Dacă aș vrea un pic, nu știu ce aș face astăzi. Aș lua vitamina B. Deci trebuie creierul, vă spun foarte serios, când este focanoasă din cauza stresului, viața e foarte stresantă. Noi avem foarte multe schimbări care nu s-au petrecut niciodată în ritmul ăsta. Și atunci trebuie să încrăim creierul. Căutați surse de beuri naturale și dacă nu, cumpărați beuri de calitate, dar nu în România, pentru că sunt scumpe și proaste. Scumpe, de 3-4 ori mai scumpe ca în America, dar de 10 ori mai scumpe, te zic, în America. Din păcate, asta e situația. Ce argumente au cei de la UNESCO atunci când recomandă pornografia, onania, la vârf? Dom'le, n-am v-ați spus adineori ce argumente aveau ăștia cu introducerea pornografiei în... Credeți că nu o să fie luați în seamă? Mult mai mult decât am fost luat în seamă aici, în țară, cu pornografie. Nu contează adevărul. Contează interesul. V-a stricat complet familia. Acești copii nu o să se vor înmulți foarte greu dacă se vor mai înmulți vreodată. Deci, până la urmă, cred că toată treaba este lupta împotriva familiei. Cum este explicăm tânărului că pornografiile din urmă curvia sunt rele? Pentru că de Dumnezeu nu ascult. Dați-mi citească cartea asta cu fotografie, eu de-aia am spus. Știu că de Dumnezeu nu ascult. Părintele Iustin Pâmpu, înainte să moare, a spus lui Ion Vlăducă, du-te și fă și ceva, luptă cu știința asta, că oamenii ascult în știință, nu mai cred în Dumnezeu, ca să-i aduce Dumnezeu. Oamenii nu cred în Dumnezeu. Câți credem de aici că Evanghelia, nu ce se vine în Evanghelia adevărată? Tot. Tot. Și să spune dacă e adevărat, eu fac ce scrie acolo. Eu cred că Dumnezeu îmi reamintă. Asta e o problemă foarte serioasă, care trebuie să le opune. Că dacă acolo spune lucrul acela, o la trebuie să-l fac. Știe Dumnezeu mai bine de ce? Eu nu știu. În momentul în care cineva îți vinde o mașină complicată, îți dă și o instrucțiune de folosire. Ai două posibilități. Să le urmezi. Pentru că l-a făcut mașina și știe cum funcționează, sau să nu le urmezi. În jurul nu le urmezi. Și risc să strici mașina. Eu le urmez că sunt tehnic și îți descoperă cum funcționează, dar nu asta e calea. Risc să o strici. În genere, uitați un calculator. Nu pui pe un calculator slab un Windows puternic. Pentru că nu-l duce. Nu-l duce. Nu pui un Windows 8 pe un calculator de acum 10 ani. Nu duce. Pică. Deci nu duce un soft așa de puternic. Asta este. Trebuie să știi exact cum să tratejești omul. Ne-a dat și instrucțiuni de folosire. Și acestea sunt scrise în Evanghelie. Cum să facem noi în viață ca să trăim sănătos și să ne mântuim. Ați recomandat să nu lăsăm copiii să vadă din stavă, de exemplu. Nu putem să-i protejăm tot timpul. La un moment dat o să intre în contact cu ispitele acestei lumi. Cum îi învățăm să discern între bine rău, dacă până atunci am protejat cu stricteții. Înseamnă că nu știu ce e discernământul. Discernământul este nu atât o capacitate a minții de a face silogisme logice, ci este o capacitate pe care ți-o dă harul lui Dumnezeu ca să distingi binele de rău. Atunci când mintea omului se curățește și se luminează și copilul ăla are harul, el nu se mai se poate apropia. Îmi povestea cineva ceva, un romnic din România, că mama unor copii, a doi copii, făcea rugăciunea Doamnei Iisuse în familie. Și așa o făcea zilnic, lucrând la bucătărie, mergând prin casă, Doamne, este Hristoasă, Fără Dumnezeu, privește prin nepăcătoasă, Doamne, este Hristoasă, Fără Dumnezeu. Pentru că ea mici au prins și ei rugăciune. Ăla micul care era mai mic, a prins-o în așa măsură, cât
O zicea și noaptea, când se trezea, era rugăciunea pe buze. Și îl mă, nu știu cum iese, dar rugăciunea tot timpul o spun, o spun și noaptea în somn. Și ce a constatat? Cel mic nu suporta muzica de la radio. Nu suporta totul ei. Nu avea de șurământul minții, să zic, capabilă să zică da, aveți muzica asta, are mesaje rele și sunetele nu sunt ordonate și nu știu ce. Simțea Duhul. Discernământul de care vorbim acum se referă la simțirea Duhului. Eu am convingerea aceasta, un copil care este crescut, dar nu așa, ne ducem la biserică să le facem morală, să fie și el să mai o viață religioasă. Hai. Și mai mult ne preocupă morala pe care o facem copilului decât să viața noastră morală, nu asta va aduce pe copil să aibă discernământ. Și știți ce va aduce? Să-i găsim un duhovnic bun, un părinte. Când ne-am găsit un părinte bun, putem să fim 80% siguri că va merge bine. Sigur, el are libertate și poate să fugă. Dar până nu o să aibă părinte bun și dacă tu în familia ta n-ai dobândit evlavia, n-ai simțul practicit, n-ai simțul evlavie, nu pietist. Simțul prezenței lui Dumnezeu în viața ta, copilul nu prinde lecțiile, copilul nu rămâne cu lecțiile pe care le dăm noi verbal, rămâne cu simțirea modelului vieții noastre. El simte că noi suntem sinceri în ce spune. Copilul, eu am fost la profesor. Copilul în clasă simțea dacă îi spuneam un lucru în care credeam sau nu credeam în el. Aș merge și cu preotul. Dacă el nu crede și mi-a dat seama la un moment dat de lucru și mai important. Dacă nu mărturisim tot timpul, atunci nu mărturisim, nu facem cu putere. N-are cuvântul putere. Pentru că mărturisirea, într-un moment dat, se primește dintr-o atitudine constantă în care noi ne-am întărit permanent în adevăr. Tot timpul spunând adevărul, tot timpul luptând pe adevăr, preocupați de adevăr, cuvântul nostru are putere, lucrează adevărul. În momentul în care noi nu l-am spus, nu l-am lucrat în viața noastră și la un moment dat se întâmplă să spunem adevărul, chiar dacă credem că e adevărat adevărul, s-ar putea să nu aibă acea forță lăuntrică pe care o dă așezarea noastră în adevăr. De aceea cred că nu discovery dezvoltă sau ispitele lumii. Am venit ideea aceasta. Domne, lasă-i să vadă de toate, să prindă de toate. Dacă copilul simte că tu ești în adevăr, că tu ești hotărât, ai o stimă de sine ridicată, în sensul că ai o demnitate a ta, ai o relație bună cu soția, știi pe ce cale mergi în viață. Pentru el asta este o hotărâre care intră în mintea lui, plus că este atașamentul ăla care ai dezvoltat de mic cu el și el este al tău, 89%. Dacă nu ai dezvoltat atașament, dacă în familie este permanent contrazice, dacă tu însuți tragi cu ochiul încoace și încolo la porcării, și dar în schimb vrei copilul tău să fie religios, am teamă că nu o să fie religios. Poate doar în condițiile în care el va descoperi un părinte duhovnicesc care își l-asumă total și devine tatălui. În studii se arată că cel mai puternic efect asupra băieților în a nu fi permisiv sexual, îl are cine? Duhovnic. În studii americane. Ce duhovnic? Eu nu știu, dar eu oricum, e un următor. Iar la fete, cel mai puternic efect în a-i scădea sau a-i menține joasă, permisarea sexuală, cine o are? Mama. Mai puțin că mai mult de o oară, vă spun. Mama e la fete și la băieți duhovnicul. Nu e tata și nici mama. Deci cât de importantă este relația cu duhovnicul pentru băieți. Deci, deci discernământ, o să-i învață în viața Dumnezeu discernământ. Pentru că noi dacă ne lăsăm acces, aceia fac ce vor cu mintea lui. Nu avem control. Spătați-i, domnule, că copii vă jocuri. Păi, fraților, vă înțelegeți că jocurile alea s-au putut de niște specialiști, au băgat milioane de euro, știu exact ce imagine, ce sunet să pune la luații, nici nimic așa. Și copilul devine dependent foarte ușor. Nu poate scăpa de lucrul ăsta. E foarte greu să scape, nu poți să-i pretinzi asta. Tu ești vinovat. Nu e vinovat el. Noi ne distrugem copiii. Copiii sunt victime. Cum sunt homosexuali de astăzi, noua generație, sunt victime toți. Eu nu am absolut nimic cu niciunul dintre ei. Compătimesc mai mult decât credeți. Mai mult decât se compătimesc ei unul cu alții. Că îmi dau seama de drama prin care trec, aici sunt victimele unei societăți care i-a împins acolo. Majoritatea provin din familii cu probleme. N-au cunoscut afectivitate, n-au avut parte de tată, au avut o mamă dominantă, au fost puși la zi tot timpul și au evadat, au vrut și la un dat să fie cineva. Plus că n-au dezvoltat o identitate de gen sănătoasă. Trăim într-o lume a griurilor. Nu mai există bărbatul, bărbat, femeia, femeie. Asta e o mare problemă. Că te știi, bă, dar de ce nu se ia fata aia, n-am zis și eu, băiat? Păi ce băiat să găsesc dacă nu mai sunt băieți? Bărbați, adică, iertați-mă. Deci când contrastele sunt tari, se atrag. Când contrastele slăbesc, nu se mai atrag oamenii.
că femeia se simte atrasă de un bărbat, bărbat și bărbatul de o femeie, femeie. Dacă femeia aceea este o femeie, bărbat, nu se simte atras de ea. Și îi răspund, nu vezi pe jumătate. Ești tu mai feminină, nu? Cum? Nu mă apuc acum să spun foarte mai puțin pantalon sau puneți și tu la asta. Nu pot să spun eu asta. Caută și să găsești în viața ta. Există un mod de a fi al femeii, dar un mod de a fi, o anumită sfioșenie. În momentul în care femeia are drăzneală mai multă decât un bărbat, se numește bărbat. Se bazează pe testosteron. Hai, după ce s-a căsătorit, mai înțelegem. Din păcate, este o dramă aceasta a curgerii genurilor unul pentru celălalt. Vă spun așa, într-un manual de clasa, nu știu, a patra, clasa opțională din România, scrie așa, că nu există comportamente specifice băiatului și comportamente specifice fetei. Vă dați seama, într-un manual în România, noi chiar vorbim altă limbă, fetița nu se joacă cu păpuși. Câți băieți se joacă cu păpuși și câte fetițe se joacă cu mașinuțe și se bat cu arcuri și cu nu știu ce. Și eu, când mă jucam, îmi tăiam burta să văd de ce face mama. Numai așa mă jucam. Deci nu puteam să iau păpușa, să o țin în brațe, că n-am înțeles lucrul ăsta. Și când mă uitam mă la niște prieteni acolo care stau lângă mine și au băieți și fete. Fetițele spadă păpușile, le piaptănă băieții cu niște mașini, cu nu știu ce. Mă uitam cât de normal să funcționează. Și ei nici nu există comportament specific. Bărșe. În momentul în care copiii noștri de mici nu au comportamente specifice, ci stau la televizor, nu se dezvolte identitatea. Identitatea se dezvoltă prin experiență, fraților. Băiatul trebuie să aibă experiență de băiat. Să se bată, să se lupte, să cadă, să se asume, să fie responsabil, să viseze, cucerească nu știu ce. Iar fata să se umble, să cocopușe, să-și dezvolte empatia. Păi ajungi și îți vezi că tot la televizor și se trezesc la 10, 15, 20 de ani că nu știu ce sunt. De cum să știe că dacă la televizor nu mai există bărbați și femei? Femeia, cu cât este mai mult sexualizată, crește nivelul de testosteron, deci se masculinizează. Bărbatul, cu cât este mai mult sexualizat, scade nivelul de testosteron, deci se feminizează. Băieții ăștia care dețin relații și sunt vai mama lor, sunt, din punct de vedere hormonal, sunt spre femeie, iar femeia este spre bărbat. Paradoxal, așa a fost Dumnezeu, că în momentul în care strici rânduiala firii, treci dincolo în granița cealaltă, partea cealaltă firii. Tocmai trebuie să îți ficați rânduiala firii prin ce? Prin desfrânare, nu prin altceva. Este clasa intelectuală cu voce exit, este o clasă intelectuală cu voce media, morțită, cumpărată să tacă, să îndrume eronat, deviat, îndreptând tinerii către criterii bolnăvicioase care sunt contra biserici și omul, în esență, bărbat în contra lui Dumnezeu. Putem asocia efectele societatea actuală cu planul masonii mondial de îndepărtare a omului pentru comunicarea cu Dumnezeu. Eu să știți un lucru. Eu cred că dacă era vorba doar de masonii, eu nu am ce face. E vorba de cel rău. Care controlează și stăpânește până acesta. Din punctul meu de vedere, el este cel care conduce toată conspirația asta. Există o tendință să credem că sunt în spate, masoni și domnule, sunt la sărace și ei sunt oameni. Și ei sunt tipul și ei sunt tipuliți. Unii se spovedesc, s-au dus acolo din niște oportunități. Nu ei sunt dușmani noștri. Dușmanul nostru este Dumnezeu Apostol Pavel, că tot zicem că credem în Evanghelie. Noi nu ne luptăm cu sânge și cu trup, ne luptăm cu puterile acestea nevăzute. Și dacă nu le virim în viața noastră, nu se virim nici lumea asta. Degeaba mă lupte cu masoni, dar nu mă lupte cu patimile mele. Dacă eu mă îndumnezeiesc, când sunt un serafim de salof, mii se vor mântui în jurul meu. Nu mai are nicio putere nimeni, nici masonerie, nici asta. Se mântuiesc pur și simplu. Nu știm cum, din cancer, prin asta se mântuiesc. Dar mii se mântuiesc. Nu râdem că cuvioșii sunt după aici și astea cu cancerul și porfirie, mulți oameni fac ca să mai. Așa a rămâit Dumnezeu și boala asta. Unii vor să-l întrebească să nu moare, dar nu-și dau seama că le fac un bine. Eu nu te pot lua ca așa, dar nu înseamnă că nu înțeleg și rațiunea acestea. Deci nu cred că este o strategie corectă din punct de vedere ortodox să fim obsedați de lucrarea răului. Noi trebuie să fim preocupați de apropierea noastră de Dumnezeu și de curățirea de patrie. Asta este totul. Dacă nu învățăm asta din Evanghelie și din Sfintele Scrieri, credeți-mă, există și o lucrare, o strategie a răului să te convingă că e atât de rău și că e tot atât de rău, sper că nu am văzut rezultatul asta de la tine seara asta, că nu se mai poate face nimic.
Asta este, este perspectiva omului talent care de Dumnezeu. Orice se poate schimba. Orice se poate schimba în lumea aceasta. Familia noastră poate să fie, să trăiască, eu zic că o familie poate să trăiască creștinește astăzi foarte bine, dar ea foarte în serios viața creștină. Dar dacă spune că se uită și la televizor și mai vede și pe internet și mai vede și nu știu ce și nu știu ce, că da, biserica pe atingă. Și dacă se spovedește numai în cursuri sau odată și la încă, e suficient? Nu merge! Eu vă zic, deja am văzut. Nu merge. Am cunoscut oameni care s-au lăsat pe pornografie și de masturbare după 17 ani. Și mi-au zis, în fiecare săptămână nu mă spovedesc. Dacă nu mă spovedesc o săptămână, se consum pornografie. Nu mă mai spovedesc. A coborât un har peste mine la Dumnezeu și nu mai pot să fac. Dar nu pot să pornografie nici. În fiecare săptămână, asta este ceva ce mă ține. Zic, mă, bine că n-ai murit după atâția ani. Păi nu am murit, dar se termina cu sănătate. Am probleme mari de tot. Drepturile majore, toate problemele, organice, fără nicio explicație. Deci creierul de asemenea are greșit. Deci nu e săraci să-i vin. Sigur, simt o mare libertate, dar până la urmă, ia de pervers atacul ăsta, că greu o reziste cineva. În legătură cu tema televizorului, sunt o persoană care a renunțat la TV de mult, dar multe persoane, inclusiv în vârstă, spun că sunt ruptă de realitate și mă jignesc. Sau nu mai vorbesc cu mine. Cum comentați acest lucru? Vorbiți cu cei care vă vorbesc cu dumneavoastră. Ce se face? Nu putem să schimbăm până la altul mâine, putem să-i spunem că le-a adevărat. Eu nu cer la nimeni să schimbe, să se lasă pe televizor, să alege pe fereastră. Dar spun că cel mai bun lucru pe care îl poți face în viața asta este să te lași pe televizor. Mă zic că ăștia care lasă pe televizor, este și ăsta un animat de mărturisire. Adică, în lumea noastră, poate fi un animat de mărturisire. Bine, poți să faci alte păcate, stai pe internet. Dar că numai ce erați, nu prea mai stau la televizor. Însă vreau să vă spun, televizorul este foarte mult internet și multă schimbare nu ți-e rău. E greu de crezut că există părinți, că sunt omul de sfânt, că nu există părinți de bovnicesc. Momentul în care se aștept la televizor, nu există. Cine crede asta, zic ei că se înșală. Cum să rămâi consecvent, chiar dacă înțelegi ce trebuie să faci? Vorbești cu cineva, te revolți și apoi uiți. Așa este. Mă gândeam astăzi. Ieri mă gândeam. Am fost până la Giurgiu și m-am luat lucrul ăsta. Dom'le, știi lucrurile, dar e vorba de o putere pe care nu ai să te ții consecvent de ele. Ți-l relația astăzi intimă cu Dumnezeu, rugăciunea de noapte și așa te ajută, te mai trezește. Mai bine să ne conjuri de oameni care gândesc ca tine. Foarte importantă. Foarte importantă confirmarea celorlalți. Omul este o ființă socială și are nevoie de oameni care gândesc ca tine. Dacă vezi că altul nu gândește ca tine și te obligă să gândești, îndepărtează. Nu judeca, îndepărtează. Și, în general, e o problemă. Haideți să facem minimum, să ocolim pricinile. Spun Sfinții Părinți că înțelept este cel care ocolește pricinile, începuturile. Dacă ar vedea unul din începuturi sfârșiturile, n-am mai luat să le facă. Părintele Părinții Orlandu spunea că toată problema asta este lipsa de credință. Și Andrei Ați întrebat, care cea mai mare problemă? Lipsa de credință? Eu spun, nu e asta, credință de credință. Da. Dacă am crede că de săvârșire că Dumnezeu există și are dreptate, are adevărul și are adevărul, am un problem. Dar nu crede cu toată puterea. Vedeți, există o duplicitate psihologică, duhovnicească în viața noastră. Viclenia de care vă vorbeam. Este duplicitate. Ce totuși, poate că vreau să salvez ceva din trecutul meu, din omul meu vechi. Asta este toată urma. Salva omul vechi. Nu ne putem lepăda de omul vechi. Ne este foarte greu să ne lepădăm de omul vechi. Toată problema aici este, să știți. Lepădarea de omul vechi. Nu este altă. Și ține la el, pentru că în narațiunile, în pregătirea acelea de narațiune ale omului vechi, tot ce am trăit eu, toate momentele plăcute, sunt eu amestecat acolo. Și nu poți scăpa de el, pentru că nu te apropii sincer de Dumnezeu și nu vrei cu toată inima să te lepezi de trebuie. Ați vorbit la începutul conferinței despre realitate, despre faptul că este în mintea noastră. Realitatea este și în lume, evident, că sunt rațiile pe care a pus Dumnezeu, dar noi percepem că e reprezentările din minte. Și dacă aceste reprezentări sunt falsificate, aceea devine realitatea pentru noi. Nu mai încerc în afară. Cred că realitatea ne construim în funcție de educația pe care o primim, de mediul care ne înconjoară experiențele pe care le avem în viață. Cum putem avea certitudinea când ne raportăm la realitatea adevărată? Ce este realitatea de fapt? O vedeți. Și ce spunea Părintele Sălimani?
omul cere mai realist este omul smerit. Deci, în momentul în care omul se smerește, vede lumea așa cum este. Pentru că pleacă de la un fapt foarte important. Conștiința propriilor limite. Conștiința propriilor neputințe. Conștiința propriilor păcate. Și atunci apărește Harul lui Dumnezeu și mintea se luminează. Smerenia este unul din principalele modalități prin care putem vedea lumea așa cum este. Și, din păcate, cu cât trăgăm mai multe gânduri în mintea noastră, cu cât ne înălțăm mai mult mintea cu tot felul de păreri pe care ne furnizează lumea, prin publicitate, vorbească, pierde posibilitatea de a mai vedea lumea așa cum este. Pe de altă parte, tot Părintele să nu mai face observație undeva, cred că într-un rol condiții deja și fiică este, privind cuvântul. Și zice așa, cuvântul exprimă rațiunea lucrurilor, adică el a venit din lucru, provine din lucru, e înrudit cu lucru, s-a înrudit cu mintea. Mintea e cea care a numit lucrul. Că Adam a dat numele lucrurilor. Nu? Răspunsul este următorul. E înrudit și cu mintea și cu lucrul. De ce? Pentru că în tot ceea ce este creație, spre Sfinții Părinți, este Logosul Divin, diseminat. Este Cel care a creat, Dumnezeu a creat, cum Iisus Hristos, totul, Duhul Sfânt. Toată creația aceasta este în toate este rațional. În toate este frumosul, este adevărul, este în toate este Dumnezeu. În contemplația aceasta naturală, omul urcă, care nu înseamnă că îl contemplă așa, urcă mintea sa, tot Dumnezeu descoperă în contemplația naturală, este natural, de aceea îți zic eu că se spune asta. Urcă cu mintea către Dumnezeu celul. Atunci, ce se întâmplă? În momentul în care el vede lucruri, el îl recunoaște Recunoaște rațiunea lucrurilor. De ce? Pentru că toate rațiunile lucrurilor sunt înmănuchiate în Logosul Divin după al cărui chip el este făcut. Orice proces de cunoaștere la adâncime este un proces de recunoaștere. Noi dacă nu am avea pe Dumnezeu în noi, nu l-am putea cunoaște pe Dumnezeu, băi, este băi, trebuie să ne așteptă foarte important după acesta. Dacă noi n-am avea cunoștință în noi, nu ne-am putea primi. Dar sunt copilul, uitați-vă la un copil, cei care au copii. Cum învață ei cuvintele? Iau un cuvânt la odată, într-un context, și foarte probabil va folosi în același context, definind, numind lucrul respectiv. E aproape uimitor cum el poate să recunoască cuvântul, să-l introducă așa de repede. Nu îl definește nimeni la omul ăsta respectiv, nu poți să definești cuvintele sale. Însă el are capacitatea de a... De ce? Chomsky spune că sunt niște matrici formatoare care sunt la baza creierului gândirii Constituției genetice, Piaget spunea că este vorba de educație. Până la urmă, în urma controversiilor, am luat concluzia că există și o matrice și educație. Adică și ceea ce mi-a pus Dumnezeu și ceea ce fac eu. Ca să consolidez ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Asta înseamnă educație. Deci cuvânt, eu nu fac decât să recunosc. Pentru că am același loc, o să este și mintea mea și în rațiune. Eu mă întâlnesc cu lumea. Prin cunoaștere. De aceea spun că atunci când te apropii de Dumnezeu, te începi să-ți pătrunzi la ține lumii. Pentru că tu nu faci decât să recunoști Logosul pe care nu te asemeni, îl recunoști în relațiunea tuturor lucrurilor, că-și toate vorbesc despre același Logos, despre Sfântul Maxim Mărturisitor. Nu despre altul. Același. În toate întâlnești pe Dumnezeu. Dacă puteți ne vorbiți despre actele biometrice, sistemul de îndrăzare electronică care anulează dreptul omului la libertate garantată de Constituția de Dumnezeu. Eu n-am primit. Am înțeles că fratele mi-a ridicat cartea de sănătate. Bine, nu o să-l primesc. De ce nu-l primesc? Pentru că îmi sfiduiește voință. Este un om foarte liber de fire și nu-mi place ca cineva să-mi sfiduiască voință. Nu-mi place ca cineva să-mi ia mie toate datele, să le pună pe un document și să cred că suntem unici în lume, nu știu cine mai este. Oricum, este cel mai înaintat la biometrii care este prost până acum. Pentru noi sunt toate experimentele cu putință. Și poporul român zice, ce bine este. Asta e o mare problemă. Pentru că ele înseamnă control. Și pentru că ele dau posibilitatea, după 10 ani, au fost un scandal în Marea Britanie, căci aveau nu știu ce declarații ei acolo, în baza de date, privind transplantul de organe, și le-au luat organele la unii care spus să recline, vor să le se iau organele. Răspunsul a fost că a fost o eroare de sistem. Mai mult ce să vă zic. Cum putem să ne abținem de la pornografie, că în ziua de azi majoritatea femeilor și-au pierdut feminitatea, nu e o problemă.
Nu aia de ce până la fotografie, că se căută feminitatea acolo. Sunt rujate, machiate și mai mult dezbrăcate și nu mai sunt modelul mai și pe unul. Cum poți ajunge să le văd ca persoane și nu ca obiecte? Să facem exercițiu de raportare. Într-adevăr este ispita mare. Și mă întreba cineva de ce merge așa de repede pe stradă, nu foarte repede. S-am ispite, mă. Că n-am pus să mă gândesc. Că dacă stau să-i rupă toți, după gânduri. Eu evit, general, strada. Evit pricinile acestor reflexii negative. Din dragoste pe care o am pentru liniște. Poate că nu putem să facem toți același lucru. Și că trebuie să ne expunem. Cum spune acolo cuviosul Matare Giteanu, când a intrat în cetate, Doamne, dă-mi o învățătură. Și când a intrat, a fost o femeie care se uita cu vrăznicie la iar și spune, nu știu, femeie, trebuie la mine așa, și îmi ție să zică, dar tu nu ești, nu știu, mi-a zis. Eu sunt femeie, sunt oameni din coasta bărbatului și la bărbat trebuie să mă uit, atunci la din pământ și în pământ de străluță. Așa și femeile astea, strașele, se desfacă cu gândul că, na, se le aleagă un băiat. Și noi vreau să ne uităm în pământ, adică în asfaltul, de pe stradă, ne uităm la ele. Și încercăm să și ghicim ce se află sub haină. Deci, până la urmă, și mintea noastră este bolnavă și nu putem da vina până la capăt pe ele. Deși și la ele este vina, pentru că săracele, așa cum intră într-o relație, așa o vor duce. Deci, femeia care intră într-o relație, relație de prietenie, maritală, într-o ecuație de provocare a dorinței bărbatului, așa va fi. Și la un moment dat va constata că bărbatul nu interesează decât trupul ei. Păi, măi, frate, dacă tu niciodată nu te-ai prezentat și cu sufletul, sau dacă tu ai pus totdeauna trupul în față, hai să vă zic un studiu foarte interesant. S-a constatat așa, că în societățile în care permisivitatea sexuală este maximă, adică o femeie poate să întrețină relații sexuale cu mulți bărbați în aceeași seară, fără nicio problemă socială, nu există conceptul de dragoste romană. Nu se îndrăgostesc. Deci a fost la un moment dat o analiză făcută și chiar un cercetător, studia a fost publicat în anii 60. L-am găsit tot așa întâmplător și în anul, cred că în 50 și la. Și în anul 70 l-a reluat. Și un alt cercetător l-a mers, eu nu înțeleg de ce nu se mai amintește nimic de cercetarea asta. De ce nu se spune la oameni adevărul, anume, cu cât o societate e mai permisivă sexual, cu atât probabilitatea ca oamenii să îndrăgostească mai mică. Deci femeile, în momentul în care se desfacă în gândul că vor atrage un bărbat, pierd ce? Posibilitatea de a mai fi iubit. Chiar eu cam pe dragă, amână, stă așa. Amână dragostea, caută sexul și decât pe anul două. În situația asta se află femeia modernă. A ajuns în capcana aceasta. Amână dragostea, pentru că caută carieră, caută sexul și ajunge la un dat să mai, nu mai ai nici dragoste, nici sex. Nu mai ai. Deci, de ce spune că unde există permisivitate maximă, scade dragostea? Pentru că atunci când o femeie, într-o situație permisivă, se expune, trupește foarte mult, nu spune mai mult, concentrarea bărbatului va fi pe trupul ei, adică va produce o stare de excitație. Și atunci el nu se mai raporteze la ea ca o persoană. Cum va percepe, cum spune asta un om. Și așa nu se îndrăgostească de ea, dispare dragostea romantică. Se intensifică dorința sexuală, pentru că dorința sexuală funcționează ca și alcool, creează miopie. În sensul că produce o asemenea stare de excitație, încât nu mai prelucrezi 100 de stimuli, ci doar 15. Și aia sunt cei sexuali, erotici. Și atunci, dacă tu ai intrat pe un parteneriat eminamente sexual în viața de familie, să nu ai pretenția ca acesta să devină unul sufletesc. Nu vorbim despre treaba asta, dar aș putea să răspund fetelor multe lucruri de genul, că sunt trei lucruri diferite în creier asociate. Unul dragostei romantice, altul relației sexuale și altul atașamentului. Sunt diferite. Deci poate să fie unul și fără celălalt. Așa că în momentul în care fata intră eminamente pe o atracție și zice, l-am vânat, am câștigat, am vrea să. Acum, aia și în cal. Și până se trezește nefericită. Că nu l-a acoperit pe el, pe ea s-a acoperit. Că n-a intrat pe acel traseu pozitiv cu care trebuia. Că n-a fost percepută ca persoană.
Și, din păcate, mentalitățile, imaginația bărbaților este foarte mult afectată de mesajul acesta. Și atunci nu mai percep partenerele, soțiile, ca pe niște persoane. Și apar probleme. Apar probleme pentru că ți-ai fi zis cu o mulțime de conflicte, că el, sigur, comete o persoană în față, are un bărbat cu un om, dar sunt conflicte lăuntrice. Biri e mai mult fantasma erotică decât atracția personală, pentru că nu l-ai percepută. Știți, contează foarte mult. Știți de ce a lăsat Dumnezeu îndrăgostirea? Asta nu și-am cugetat la lucrurile astea, că trebuie să vorbesc despre ele. Îndrăgostirea face în așa fel încât se consolidează niște momente frumoase în relația dinainte de căsătorie, care pot alimenta relația cu celălalt în viață. În sensul că mintea are capacitatea să asocieze. Ea asociază momentul cu o stare plăcută. Dacă tu cu persoana respectivă ai avut stări foarte plăcute până la căsătorie și acele stări au fost legate de ceva anume, de întâlnirea cu ea, de bucurie sau cu el, de bucuria fiind împreună și mai departe și foarte curate, aceste lucruri vor constitui o resursă formidabilă pentru viața de familie ulterioară. Dacă nu o s-o ai, te vei gândi între cu ce te-a legat. Excitația sexuală. Că până la asta este. Evidentemente, excitația sexuală și la orice acela vreo. Și femeia, în momentul care se dezbracă, ea își imaginează că produce, știe că produce un impact erotic. Și și la sumă. Deci, ei și la mână. Aici la respect. Și până la urmă s-a respect pe ea. Cum acționăm pentru apărarea familiei tradiționale în fața atacurilor asociațiilor cu homosexuali și stile pe care se le iau? Sunt multe metode. În primul rând, aceasta este, să avem niște familii noi model. Și familie model sunt familii care cheltuiești foarte mult timp, poate vorbim mai multe familie, că asta este subiect mare. Mult mai mult timp cel de lângă noi. Construim și relații puternice de familie. Avem niște structuri sănătoase. Avem familii cu care suntem prieteni, avem timpul care să dedicăm, dacă stăm la televizor sau pe internet, sau la internetul ăsta. Deci sunt multe lucruri. Și luăm o jertfă. Păi, în primul timp, grele, în siguranță, dar nici nu face ce trebuie. Eu vă spun că și pentru societatea asta, pentru apărarea orei de religie, pentru a lor, sunt câteva câțiva oameni care se poate. Nu se poate așa ceva. Eu aș fi vrut să văd 10.000 de profesori, de toate felurile, 5.000 de religie, soții lor și cu așa, să iasă secretarul, să venim, să fim prezenți aici. Nu că te dați până afară. Păi mă dai afară când vorbează. El zice, stă copiii de ora de religie. Asta este cel mai important. Da? E o micropsihie acolo. Îmi spune grec. O micime noastră. Nu putem să avem lupta asta. Hai să ies. Ce are? De ce să nu lupt? De ce să nu afir? În 90 am ieșit în stradă. Câți am fost? Câteva zeci de mii. Da? Atunci am putut să strigăm. Acum deja mai putem să strigăm. Am stat la televizor. Vă spun de ce. Că stăm la televizor. Avem telenovela noastră, că mâine mă dau afară. Ce să fac? Poate că mă voi descurca acum. O să predau cultură civică sau poate educația sexuală. Doamne, predau frumos, predau din punct de vedere al credinței. Nu știu. Zici și așa. Este din un alt fel în care, în fine, în care am înțeles că trebuie să acționăm împotriva răului, asupra creierului și persoanei. Mai multe informații negative, atât de multe lucruri grele în jurul și în viitorul nostru, ne puteți spune ceva ca să dea mână lege că există șansa de a evita influența acestei lumi? Unde găsim un om care să fie un feris de acestea? Mai multe mesaje pozitive. Iar metodele și creierile faci ca creierul poate să ne spune spălat în partea a doua. Păi, mesajul pozitiv este în faptul că avem câteva săptămâni și sărbătorim învierea Domnului. Și nu-i puțin lucru, din punctul meu de vedere. Trăim cu adevărat perioada asta de turci, că este o întrebare. Vine duminica Sfântul Iurie Palama și nu întâmplător a pus o biserică acolo. Vine duminica Turci, vine Sfântul Duminica Sfântul Ioan Sperat, Maria Genteană, vin Floriile. Este un urcuș. Cine se implică, se includă în aceste ritmuri pe care l-a pus biserica, cu siguranță vede altfel lucruri. E o luptă. Să știți că lupta a fost și în perioada Părânii. Problema noastră astăzi este aceea că noi nu mai vrem să mărturisim, că suntem foarte comozi. Este foarte confortabilă starea aceasta. Și zice că poate totuși nu să vină sfârșitul, s-a trebuit să vină chiar atât de rău și eu nu mă descurc. Eu nu cred în chestiile astea. Cred că trebuie să luptăm.
Deci pozitiv este faptul că și de aceea suntem aici. De aceea suntem aici. Pentru că credem că se poate face ceva. Tot trebuie să fim puțin mai uniți, tot trebuie să fim mai uniți în rugăciune, că există sistemul acesta al candelelor. Deci deja există zeci de candele deschise în țara asta, oamenii se roagă cu nopții. 25 de oameni în fiecare noapte se spală câte unul, se spală la fiecare oră câte unul și se roagă. Și este un mare lucru. Ia gândiți-vă că ar fi mii de astfel de candele. Deci zeci de mii de oameni care s-ar putea la care s-ar ruga. Ce forță ar face. Eu vă spun, dacă numai în România, asta este punctul meu de vedere, vorbesc și cu radio aici și asta, dacă noi am face liturghiile cu tremur și cu filtre și acum ar trebui, ar fugi de aici toți dragi ăștia. Ei nu pot să stea dacă nu. Deci se bazează de ce vor să ne zice nouă mintea. Ce spune acolo? La un moment dat, în Vechiul Testament, moabiții, mi se pare, că s-au dus la Balaam trăjitorul și au cerut să-i ajute. În fine, la început nu vrea să-i îi binecuvintează, cum se crește el. Dar la un moment dat, ce le zice? O să vedeți mai târziu. Deci, dați-vă femeile la evrei, să le ia, ca să închidă la Dumnezeii voștri. Că dacă le dați femeile să închidă la Dumnezeii voștri, se vor îndepărta Domnul Dumnezeu lor de la ei și puteți să-i plăteți. Că se implice. Nu pot să ne facă nimic atât când este cu Dumnezeu. Faptul că am mai dat atât în societatea românească arată faptul că românii s-au lepădat de Dumnezeu. Cum s-au lepădat de Dumnezeu? Au crezut în NATO. Eu, structură politică, nu mă interesează. Bună rea, nu mă treabă. Dar au crezut în mine. Au crezut în Europa. Au crezut în toate. Dar Domnul Dumnezeu n-au crezut. Vezi până aia, Dumnezeu, e exagerat. Știți ce vorbește despre asta? Cele peste 20 ceva de milioane de avuturi. 22, 24. Un popor de români a lucrat la fășul lumea. Asta arată că Dumnezeu românii n-am crezut în Dumnezeu. Iertați-mă. Nu ca indiviz, ca masă. Și acum am plătit și vom plăti la aceste aici, de la Alexandra Nadal, de la Studenții pentru Viață. Și organizează acum în martie, organizează o acțiune. Chiar o să o chem înainte de încheiere, să ne dau lumină. Deci este un lucru foarte important ca noi să ne recuperăm din presiunea aceasta de fie al lui Dumnezeu. Și atunci altfel vom funcționa lucrurile. Și de acolo vine optimismul. Optimismul nu poate să vină din lucruri lumești. Eu nu văd nimic optimist în ce se întâmplă. Absolut. Singurul optimist pe care avem este relația cu Dumnezeu. Am crescut o familie fără de Hristos în fața televizorului, cu jocuri video, pornografie, tutun, alcool, droguri, morți pierdute. Îl cunoaștem apoi pe Hristos, despovedim un bine și formăm familie. Familia noastră, copiii noștri, suntem condamnați la măsuri. Suntem condamnați la măsuri mici în cele ale duhovniciei, cred. Acum pornim cu stângul, suntem făcuți raftul, pește, psihic, emoțional și ne încăpățânăm să tindem spre Hristos. Avem șansa la normalitate, familie, sau trecut undeva, ține mereu în loc cu ciuda aparențelor. Părintele Toma vorbește căsătoria albă, prea sus pentru noi. Hai să facem un timp asta și cum nu facem pe aia, nu? Nu știu. Fiecare timp, dacă vorbește, poate să lucrează, că asta este problema acum. Fiecare are măsura lui și asta se hotărăște cu soțul sau soția și este lucrul lor, nu este lucrul altuia. Cu siguranță. Cu siguranță că ne putem schimba. Dar trebuie să luptăm. Și într-adevăr, un copil care a stat 10 ani de zile cu jocul pe calculatoare, a murit cu mulți. Nu mai merge capul ca nimic. Dar dacă el se va lupta, cu Harul lui Dumnezeu va face poate lucruri mai multe decât le facă ea care nu au stat 10 ani pe calculatoare. Să vedeți. Puțin acolo. Va birui. Așa în toate punctele de vedere. Și sunt lucruri. Dumnezeu nu te vede. Și vede ce ne-a lipsit. Și Dumnezeu nu e îndreptat. Dacă vede că ne îndreptăm către El, va sublimi neputințele noastre. Harul Dumnezeu poate să facă mai mult decât poate să facă puterea umană. Mai mult decât poate face. Poate să ne dăruiască mai multă pace la mine decât au alții răbitori mai deștepți, mai pregătiți și cu o familie mai bună. Psihologic vorbind, vom sta mai prost. Deci dacă vorbim în termeni psihologici, un om care a trecut prin toate astea, sigur va merge mai sta mai prost decât celălalt. Dar după ce ne vorbim, vor putea să depășim pe ceilalți. De ce? Pentru că în sfera duhovnicii, a vieții duhovnicești, harul te poate face să depășești limitele acestea de fire. Deci vorbim despre un alt om. Deci depinde cum mă întrebați. Dacă mă întrebați, vreți să rămâneți în condiția aceasta de om, că de ce? Și să funcționează asta, nu o să aveți probleme în familie. Mai mari decât alții, pentru că trecutul e greu. Dar dacă veți avea viață duhovnicească
strânsă, fierbinte, cu siguranță puteți să ajungeți dincolo de alții. Și cred că asta este un lucru nostru de optimism. Într-o conferință ați dat exemplu, o familie care a învățat pentru că unul era foarte organizat și fusese obișnuit, așa am să obișnuit, așa era foarte dezorganizat. Am adus în viața prietenii mele foarte mult organizare, fapt care durează de câțiva ani, dar nu este nici că de parte acolo unde îmi doresc eu. Ea, deși de acord cu ajutor să fie organizată, că țin viața după lucrurile astea, și de lăsătoare și o am cu frica că se gândește pe mai mult până unde trebuia să ajungă. Dar vă stresați așa, o traumatizați. Nu gândiți aici și se crească treaba. Iar acest fapt îmi face să renunțe implicit și la mine. Vedeți? Să renunță la stres. Iarăși lucrurile. Pentru că atunci când noi asociem cu celălalt o stare negativă, îl depărtăm pentru a scăpa de starea negativă. Deci, ori vă asumați asta, așa cum este, dezorganizată, și încercați frumos, cu dragoste și cu simțul umorului, să mă organizați puțin. Ori dacă nu căutați ceva, am organizat. Nu există. Eu sunt frustrat pentru că atâția ani de muncă, nu mă aleg cu o nevastă. Și cu singurătate. Drama, deci ea spune că dacă mi-ar fi soție și dacă mi-o asum, s-ar organiza mult mai bine. Dar eu n-am curajul să cad sau să cer, văzând rezultatele de până acum, nu s-a ținut doar. În plus, sună la jantaj. Dacă atunci poate. Acum, de ce nu vrea să poate? Ce să fac? Deci eu v-am zis. Un prieten care s-a căsătorit și m-am zis după ani de zile și îmi zicea mă râd, vin acasă și mă rog cu nevastă mea să fac totul, că ea n-a apucat toată ziua asta acasă, dar totul trebuie să termin. Aia. Și am zice, mă, dă slavă lui Dumnezeu, cunoște că ne-ai putut ce o să facă. Și zice, așa este. Și m-a întrebat odată. Deci am luat-o când trebuie să fie. Acum mă aud despre să nu mă dați la radio. Și mi-a zis, m-am gândit așa ce m-am gândit. Zic, de ce? Zice, mă, frumoasă n-am fost. Ha, mi-e pe veșteptă, n-am fost. Zice, mi-a plăcut sufletul ei. Și te-am luat-o și să știi că nu regret. Am luat-o căsătorie. Și dacă îmi place sufletul ei și puteți să vă asumați, nu ați o căsătorie, convins că o să vă enerveze grozav dezorganizarea ei, dar vă gândiți că s-ar putea să fie enervat alte lucruri mai mult. Pentru că sunt unele păcate mai mari decât dezorganizare în viața, mai ales în viața de cuplu, în viața de familie. Deci, până la urmă, hotărâți-vă, unul, când plecați într-o viață de familie, vedeți ce am asumați. Și puneți-vă pe hârtie, scrieți-vă acolo. Ca la geometrie paisamă, scrieți-vă, eu mi-asup, că ea e dezorganizată, eu mi-asup, așa. Și faceți o discuție, nu ținem televizorul în casă, să zicem, sau facem. Și până urmăriți cu perspectiv mai târziu, pentru că vin alte gânduri, emise de multe ori de demoni, și ajungem să considerăm că, de fapt, ne-a înșelat, că până la urmă ne-a tras pe sfoare, că nu știu ce, dar nu, e sinceră. Nu-i problemă. Deci, ce vă asumați? Cunosc familii, femeile astăzi, într-adevăr, vă spun din toată așa, nu mai sunt așa performante ca înainte. Pentru că nu au mai fost învățate să facă gospodărie. Dacă nu a făcut nimic, nu le place. Dar dacă stăm să căutăm pe aia care e cea mai gospodină, s-ar putea să nu mai ajungi la aia. Și s-ar putea să dai peste una de organizate, că se calce pe nervul să te păzi și să zici, bă, mai bine făceam de treaba și nu mai îmi trebuie acum, mă omoară, mă, a terminat la mine. Este și acest fel. Sau, urmă, să mergem să fim organizabile. Deci, nu este... Cred că nu este cineva mare păcat în viața, în viața de familie. Cred că mai mult este problema dumneavoastră decât aici. Nu că n-ar fi o problemă dezorganizare, ci pentru că nu puteți să treceți peste asta. Și dacă nu iubiți atât de mult să treceți peste asta, nu mai luați. Asta pentru că nu iubiți. Lucrurile este simplu. Unde găsim un duhovnic bun? Ce ne recomandați? De când mi se pune întrebarea aceasta la unul dintre mine? Dom'le, nu știu. Da, cum să mă. Nu știu. Imediat. E
găsit cineva, am mers cu cineva și mi-a zis, uite, părintele acesta, că l-am cunoscut și pe care nu știam că are, nu știam de el. M-a ajutat enorm în viață. Omul ăsta m-a făcut om. Era un părinte necunoscut de undeva. Nu știm unde se află omul de bun. Și acum știți care e treaba? Există părinți care au un potențial mare, dar pentru neexploatat se pierde. Adică se rutinează și nu se pierde. Mai există rugăciuni, să știți. Și oricum rugăciuni care pot devină foarte bun. Depinde și de noi cum ne raportăm la el. Oricum trebuie făcută rugăciune. Trebuie făcută multă rugăciune. Părinte.